Vela, ministrul administrației și internelor, vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Cred că e foarte important să explicăm câteva lucruri în continuare. Am auzit și anunțul președintelui cu privire la felul în care ne vom deplasa din 15 mai. Declarație scrisă, așadar. Urmează să ieșiți cu un nou formular tip. O să putem să îl completăm și dumneavoastră să ne verificați în baza cărei legi, în condițiile în care nu o să mai fie ordonanță, nu o să mai fie stare de urgență. Sărut mâinile dumneavoastră și un salut călduros pentru toți telespectatorii postului. Înainte de a vă răspunde la această întrebare, vă rog să binevoiți, să-mi permiteți, dacă se poate, să fac o precizare cu privire la titlul știrii anterioare, în care am făcut unele precizări cu privire la ceea ce a apărut în spațiul public referitor la mască și la dosare penale. Discuția cu domnul Buhnic, adică. Da, pe un canal de YouTube am dat aseară un interviu. Azi dimineață un site a preluat știrea trunchiat, să zic așa, probabil din viteză, să nu zic din greșeală sau din intenție. Au fost preluate aceste informații de media și s-a rostogolit astăzi că toți cei care nu vor avea mască, vor avea dosare penale. Am venit pe contul meu de Facebook să, printr-o precizare, să vin exact cu și am prezentat titrarea întrebării și răspuns, un transcript exact despre ce a fost. Bun, ca să simplificăm lucrurile, care e situația? Era în întrebare foarte clar precizat că era vorba despre cineva infectat care a avut masca, a intrat în metrou, în vagonul din metrou și a dat masca jos și a strănutat, fiind infectat. Ce se întâmplă în acest sens? Răspuns pe care l-am dat domnului Buhnici și l-am și prezentat în transcript în postarea mea. Așadar, din acest motiv am precizat că nu vine nimeni cu izolete la metrou, nu se dau dosare penale pentru masca pe care cineva o are sau nu are, sau strănută din motive, să spunem, absolut normale. Bun, era, domnule, vorba absolut despre cineva... persoanele infectate, oricum nu știm. Oricum nu știm dacă cineva este infectat, vine în metrou, dă masca jos, nu avem de unde să știm. Persoana știa că este infectată. Bun. Și că face acest lucru. Sigur, dar noi nu avem cum să știm despre acea persoană dacă este infectată sau nu, ca să vă putem alarma, de exemplu. Dar ca idee. Păi nu, alarmarea era făcută către poliție și în momentul în care se verifica starea epidemiologică și că era infectat, urma să intre sub incidența unui articol din codul penal în care răspândește cu bun conștient și intenționat bolile. Deci nu era niciun răspuns paralel cu realitatea, era absolut integrat punctual, în vederile codului penal și precizat punctual, așa cum spuneți dumneavoastră, la întrebarea domnului Buhnici. Bun, vă întrebam, revenim la ce m-ați întrebat și vă mulțumesc. Cum ne deplasăm în afara localității? Pentru că eu cred că în acest moment este întrebarea cea mai arzătoare pentru foarte mulți români. Este vorba de o declarație scrisă, ne-a spus președintele. Ieri auzisem de la domnul Tătaru că este declarație verbală. Deci rămânem pe varianta scrisă, da? Rămânem pe varianta scrisă, așa cum am precizat și eu anterior în mai multe intervenții, că vom decide în această săptămână. Ideea este că această declarație va cuprinde în formularul ei puncte pentru a fi marcate corespunzătoare, compatibile cu regulile de deplasare în afara localității, reguli pe care noi le-am anunțat pe site încă de sâmbătă, prin care oamenii pot să se deplaseze în afara localității pentru motivul 1, 2, 3, 4 care sunt prevăzute în tot ceea ce înseamnă excepții la unele restricții de deplasare. Domnul ministru, cu o întrebare directă. Dacă eu declar vineri că am o mătușă la Vama Veche și am o mică reuniune de familie cu mătușa, mă credeți pe cuvânt? Vă cred pe cuvânt din mai multe motive. Dumneavoastră sunteți un om extrem de serios. 98% din români în starea de urgență au fost extrem de serioși, au respectat toate regulile. N-am niciun motiv să mă îndoiesc în legătură cu ceea ce afirmă cetățenii români, pentru că
ceea ce s-a realizat în aceste două luni de stare de urgență, și aici mă refer strict la numărul de decese relativ mic comparativ cu alte state din Uniunea Europeană cu care noi am plecat, să spunem, în același start la sfârșitul lunii februarie, care au 1000 de decese și noi avem sub 1000, ceea ce înseamnă că măsurile adoptate de noi au fost corecte, dar în mod esențial înseamnă că românii au fost extrem de responsabili, patrioti și vigilenți. Ați văzut imaginile din Italia, Franța, Cehia, din momentul relaxării? Am văzut și imaginile din Franța, Italia, din momentul relaxării, dar vreau... Nu vă este teamă că o să vedem același lucru aici? Eu sunt ministrul afacerilor interne din România și am o încredere foarte mare în români și în spiritul lor de solidaritate, în înțelepciunea și responsabilitatea lor. Repet, meritul că avem atât de puține decese nu este al autorităților sau al ministrului afacerilor interne sau al oricărui lider de opinie sau al unui epidemiolog care vine într-un talk show și spune cât de bine sau de rău este ceea ce se întâmplă. Meritul este al tuturor românilor, motiv pentru care aseară când am prezentat ultima ordonanță i-am numit eroi și pe cei care au stat în case cu copiii, și pe cei care au lucrat în condiții grele și pe cei care au lucrat în sistemul de sănătate și în sistemul de ordine publică, pe dumneavoastră, cei care au lucrat în presă, ați făcut reportaje în linia întâi a frontului. Toată lumea care a contribuit la acest rezultat pozitiv pentru România, pozitiv în, mă rog, în limita acestui număr totuși dramatic, pentru că am pierdut mulți compatrioți dragi, dar mai puțin decât au pierdut raportat la 100.000 de locuitori cetățeni din Spania, Bun, Franța, domnule Olanda, ministru, Belgia, din, Germania, din ceea ce mi-ați spus, din ceea ce mi-ați spus, ne veți crede pe cuvânt, pe toți și nu vor Doamne, fi verificări. Cuvânt, nu vor fi verificări ale polițiștilor în vor perioada fi verificări următoare. Ale polițiștilor și vă rog să mă credeți că avem posibilitatea să verificăm și dacă spuneți adevărul sau nu. Cu siguranță, dar vă întreb cum mă puteți amenda în cazul în care am decis să vă păcălesc, pentru că mi-era dor de mare, chiar dacă nu am o mătușă în vama veche și chiar nu am, pot să spun public acest lucru. Așadar, dacă eu am decis să vă păcălesc, cum mă puteți amenda în condițiile în care nu mai suntem sub starea de urgență și nici starea de alertă, cel puțin în acest weekend, nu va fi valabilă? Mă puneți acuz. Haideți ca să nu dau răspunsuri. Puteți sau nu puteți? Vă întreb cât se poate de serios, că suntem pe un vid legislativ. Oamenii ăia în Parlament sunt acum reuniți, își storc mințile, cum s-ar spune, să găsească o soluție. E clar că 3 zile vom fi descoperiți. Vreau să-mi permiteți să vă spun un lucru. De 2 ori am pățit-o când am dat răspunsuri și au fost preluate de site-uri într-un mod trunchiat și au devenit știri o zi întreagă. Iertați-mă, cred că e mai important cine vă ascultă acum publicul acum, larg și nu ce site-uri da, preiau pe mai departe. Vă rog. Nu vreau să o pățesc a 3-a oară să vă răspund exact dumneavoastră și să prea altcineva eronat. Vreau să vă spun următorul lucru. Nu cred că dumneavoastră mă veți păcăli. Bun, am înțeles. Eu personal nu, dar dacă alții vor decide... Ce veți face? Aveți bază legală? Nu, serios, domnule ministru, aveți bază legală? Aveți bază legală? Asta vă întreb de fapt. Vă rog să mă credeți că nu cred că ne veți păcăli și la momentul potrivit vom anunța măsurile luate asupra celor care, să spunem, cu intenție, cu, eu știu, sfidarea bunelor reguli de conviețuire, a respectului față de cei din jur, a dorinței de a fi teribiliși sau de a pune în pericol sănătatea publică, se vor găsi soluții ca să luăm măsurile concrete. Așa cum am spus, principala noastră preocupare este protejarea sănătății publice. Și eu mă bazez extrem de mult pe responsabilitatea și patriotismul compatrioților mei. E suficient o persoană, domnule ministru, să nu respecte, așa cum am văzut, și tragedii se pot întâmpla. Aș vrea să comentați pe scurt și felul în care colegii ai dumneavoastră au fost atacați în ultima perioadă. Mă refer în mod special la atacul acelui înțepătura, cum vreți să o numiți, acelui om care este bolnav de HIV și a atacat un polițist. Au fost mai multe astfel de exemple, să spunem. Da, vă mulțumesc pentru această întrebare. Chiar este o problemă pe care noi o gestionăm și o tratăm cu multă celeritate și responsabilitate.
în sensul în care, după decizia Curții Constituționale, mulți din cei 1% care au încălcat regulile în perioada stării de urgență s-au pretat și la acte de ultraj, de sfidare, de umilire sau chiar de asemenea comportamente, să spun, reprobabile. Din păcate, după decizia Curții Constituționale, s-au înregistrat asemenea evenimente și consider că nu și-au locul și nici nu pot fi, să spunem, reprezentative pentru întreaga populație. Sunt extrem de puține, le tratăm cu toată responsabilitatea juridică, există temei juridice, există parchet, există analiză profesionistă pe această temă și cei care sunt vinovați și încalcă legea vor plăti conform propriului lor comportament. Vă mulțumesc, domnule ministru. Faceți-o prin soare, cum s-ar spune la finalul discuției noastre, că spuneați că aveți încredere în ceea ce înseamnă populația României, că nu o să vedem imaginile pe care le-am văzut în Franța, în Italia, în Cehia zilele acestea cu acea aglomerare și nerespectarea distanțării sociale și în România în acest weekend? Vreau să vă spun cu prietenie următorul lucru. Toată lumea a fost agitată înainte de Sfintele Sărbători, că nu se respectă regulile. Sigur, și s-au respectat, Doamne ajută. Și s-au respectat. Punctual vă întreb, pentru acest weekend, faceți prin soare sau nu? Nu mai avem mult timp. Deși pe media au fost prezentate foarte multe evenimente, păreau că în toată țara sunt așa, au fost doar 12. La mini-vacanța de 1 mai au fost doar 4 mai complicate. Așadar, nu este o cazuistică generală la nivelul întregii țări. Există excepții, ca în fiecare domeniu, ca în fiecare societate, exagerări, teribiliști, poate unii pe motive bahice, să le zic așa, și le vom întâlni și în continuare. Dar marea majoritate a populației, 98-99%, vor fi conștienți, responsabili și vor respecta și fac această prinsoare în procentul de 98-99%, o prinsoare pe care o fac cu toți cei care contestă, să spunem, sau nu neapărat că ei contestă, dar pun la îndoială responsabilitatea și seriozitatea compatrioților mei, având în vedere ceea ce am obținut până astăzi. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră în jurnalul Orei 18. Mergem în parlament.